în ordinea pe care au stabilit-o cu fratele Mircea, iar când vor ieși din apa botezului, rog cu frații de la cântare să ne conducă în acel verset de cântare care este deja dedicat sărbător, evenimentul. În apa botezului alături de noi a pășit fratele Munteanu Nicolae, noi îi spunem fratele Nic. Frate Nicolae, numele Dumitale este scris în Biblie. În Cartea Faptele Apostolilor, unul dintre cei 7 diaconi care au fost ordinați poartă numele pe care îl porți din el. Pentru că ești aici alături de noi, eu am să te întreb și dumneata vei mărturisi. Crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Vrei ca El să fie Mântuitorul Dumitale? Da. Câtă vreme ești hotărât să-L urmezi și să-L slujești? Domnul să te ajute la aceasta. Pe baza mărturiei pe care o depui astăzi aici, în fața tuturor martorilor prezenți, văzuți și nevăzuți, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Nu știu ce vrea Dumnezeu să facă din dumneata, dar orice va face, știu că va face bine, că El toate lucrurile face bine. Aș vrea să te întreb și dumneata să mărturisești în auzul tuturor martorilor prezenți în sala aceasta, martori văzuți și nevăzuți. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Vrei ca El să fie Mântuitorul Dumitar? Da, cred. Câtă vreme ești hotărât să Îl urmezi? Toată viața. Domnul să te ajute la aceasta. Pe baza mărturiei pe care o depui, o mărturie pe care cred că o faci din inimă, noi te botezăm astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Astăzi aici, în fața tuturor martorilor prezenți, văzuți și nevăzuți, dacă crezi din inimă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Vrei ca El să fie Mântuitorul tău? Da.
Câtă vreme ești hotărât să îl urmezi? Toată viața mea. Domnul să te binecuvânteze și să te ajute la aceasta. Pe baza mărturiei pe care am auzit-o toți și noi, dar mai ales a auzit-o Cerul, noi te botezăm astăzi aici în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Sora Cristina. Sora Cristina, cel mai frumos nume pe care un om îl poate dobândi în lumea aceasta este numele de creștin. Numele Cristina, noi credem că derivă din numele acesta, frumos. Mă duc spre lumea ta cu aceleași întrebări. Întâi de toate te voi întreba, crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Vrei ca El să fie Mântuitorul Dumnezeu? Câtă vreme ești hotărâtă să-L urmezi? Toată viața mea. Domnul să te binecuvânteze dându-ți ajutor la aceasta. Amin. Pe baza mărturiei pe care ai depus-o astăzi aici, o mărturie care contează pentru veșnicie, noi, ca slujitori ai Domnului, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Aceasta, în apa botezului, este Sora Ioana. Sora Ioana, vreau să știi că și numele tău este în Biblie, în Evanghelie. O să te întreb dacă ai găsit unde este scris. Dar de data aceasta, eu vreau să te întreb altceva mai important. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Vrei ca El să fie Mântuitorul tău? Câtă vreme vrei să-L urmezi, ascultând de cuvântul Lui? Domnul să te binecuvânteze și să-ți fie binevoitor, să te ajute la aceasta. Amin. Amin. Pe baza mărturii pe care tu o depui astăzi aici, mărturii auzită de noi toți, dar mai ales auzită în cer, eu te voi boteza împreună cu tatăl mic și anumele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. În apa botezului, de data aceasta, alături de noi, o avem pe Sora Elena. Sora Elena, în istoria creștinismului, în istoria Bisericii Răscumpărate, multe sfinte au purtat numele acesta. Aș vrea ca și dumneata să-L poți cu cinste, pentru ca Domnul să se bucure de dumneata, ori de câte ori te privește. Aici fiind, în apa botezului, am să te întreb, dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ai vrea ca El să fie Mântuitorul Dumnezeu? Câtă vreme ești hotărâtă să Îl asculți, să-L urmezi, să-L iubești?
Domnul să te ajute la aceasta. Pe baza mărturiei pe care ai depus-o, o mărturie frumoasă, o mărturie care are preț și pe pământ și în cer, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Pentru că avem încrederea deplină că El a cercetat aceste suflete și le-a convins că au nevoie de mântuire. Pentru că noi credem că El ne-a dat ajutor în organizarea tuturor lucrurilor care s-au făcut aici. Aș vrea să încheiem părtășeni în dimineața aceasta într-o rugăciune de mulțumire. Pe toți cei prezenți, vă invit să vă ridicați împreună cu noi în picioare și pe fratele Iosif Frâncam să-l solicit să rostească și cuvântul cu care, de rugăciune cu care vom încheia părtășenia aici.